Din cele trei cazuri intrate în vizorul DSP, unul s-a petrecut în 2013, iar celelalte două la începutul anului. În subordinea Direcției de Sănătate Publică funcționează Comisia de Malpraxis, constituită din reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, ai organizațiilor profesionale, a medicilor, farmaciștilor, medicilor dentiști, precum și reprezentanți ai OAMMR-ului și nu în ultimul rând Casa de Asigurări, comisie care are rolul de a analiza acele sesizări cu privire la cazurile de malpraxis din sistemul de sănătate. Unul dintre cazuri este cel al unei femei care în ianuarie a fost amputat un picior în urma unei banale căzături pe gheață. Un alt caz cercetat de DSP este al unei femei care a născut la începutul anului. Ea susține că nu a fost îngrijită corespunzător pe durata șederii în spital, iar medicii au sesizat abia la externare că bebelușul avea o fractură. Pentru eliminarea suspiciunilor, procedura prevede ca experții să provină din alte județe. Onorariul va fi suportat de către cei care au făcut plângere. În termen de 90 de zile de la punerea sesizării, comisia trebuie să aibă un verdict care va fi comunicat petentului. Pe baza verdictului, părțile vătămate vor primi un document pe care îl vor putea folosi în instanță dacă acesta le este favorabil. În cazul în care se va dovedi că medicii sunt vinovați, riscă să rămână fără dreptul de a practica medicina.